Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Astăzi dezbatem o temă fundamentală pentru societatea noastră și anume educația. Avem informații noi despre campania educațională SOS Copiii Romi, care vine în sprijinul elevilor de etnie romă aflați la sfârșitul ciclului gimnazial sau liceal. Am alături de mine doi invitați din partea Organizației de Tineret a Partidei Romilor, care vor împărtăși cu noi mai multe detalii despre această inițiativă, despre munca lor în sprijinul elevilor. Prezenți în studio sunt Ionuț Păun, președintele Organizației de Tineret a Partidei Romilor, și Maria Hosein, asistent relații publice, tot în cadrul Organizației de Tineret a Partidei Romilor. Bun găsit! Să rămână, mulțumim pentru invitație și cu această ocazie aș dori să salut toți telespectatorii care ne urmăresc. Mă bucur că sunteți alături de noi și mai ales pentru faptul că am primit în ultima perioadă foarte multe mesaje. Cred că multe dintre ele vi se adresează pentru că au legătură cu ceea ce faceți voi, cu munca voastră, și aici mă refer la campania SOS Copiii Romi. Trebuie să vă spun că acești tineri dedicați sunt pilonii din spatele campaniei SOS Copiii Romi și au adus de-a lungul anilor o schimbare semnificativă în viața multor tineri de etnie romă. Așadar, haideți să aflăm mai multe despre eforturile lor și despre cum putem sprijini această cauză importantă. Pentru început, aș vrea să informăm pe cei care nu cunosc foarte bine acest subiect și regulamentul de admitere, să explicăm telespectatorilor ce reprezintă locurile speciale pentru romi. În primul rând, trebuie să înțelegem că este o măsură afirmativă pentru elevii de etnie romă, pentru că provin din medii dezavantajate. Este o măsură afirmativă introdusă în legea și în metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal și este cu precădere către copiii, elevii de etnie romă. Și noi, împreună cu statul român, am ajuns la concluzia, bineînțeles, nu noi, că noi suntem mai tineri, ci seniorii noștri, încă din anul 2006 a introdus această măsură afirmativă tocmai pentru a le oferi o șansă copiilor de a merge mai departe, de a merge și de a-și continua studiile. Maria este, cred că, mai nouă în echipa voastră a tinerilor, însă am văzut-o destul de implicată în derularea acestei campanii și a pus umărul la treabă serios. Maria este un exemplu pozitiv în sensul în care provine dintr-o familie mixtă, deci iată că această recomandare de apartenență se pot elibera și pentru familiile mixte. Este un model pozitiv pentru că și a continuat studiile și în prezent este la universitatea, la facultatea de contabilitate. A venit la noi și a luat recomandarea și... Să ne spună ea cum a fost, cred că... În urmă cu 6 ani am avut prima interacțiune cu Asociația Partida Romilor, când am aflat de campania SOS Copiii Romi de la doamna dirigintă de pe atunci din școala gimnazială. Și de atunci m-am tot implicat, am intrat la liceu pe locurile speciale pentru romi, pentru că am avut și o medie măricică și am depus eforturi pentru a învăța și a mă integra în colectivul liceului. După care, la finalizarea celor 4 ani de studiu liceal, am continuat și mi-am luat recomandare și pentru facultate și pe această cale încurajez toți elevii de etnie romă să își asume identitatea și să vină la sediul Partidei Romilor din județul lor pentru a beneficia de această recomandare. Iată că ești un exemplu pentru acești tineri cărora noi ne adresăm astăzi și mai mult decât atât ai continuat parcursul tău educațional, dar ai și venit alături de tinerii Partidei Romilor să faci și tu același lucru pentru elevii de etnie romă care mai departe trebuie să-și urmeze studiile. Am fost angrenată în această echipă și mă bucur că acum fac parte din Organizația de Tineret, pentru că la rândul meu pot consilia și pot ajuta și eu elevi, cum am fost și eu ajutată la rândul meu acum mai mulți ani. Cum acționați voi, tinerii, practic în cadrul acestei campanii? Sau concret, cum faceți? Ce faceți? Concret, în prezent, această campanie este în desfășurare. Este o campanie la nivel național care se derulează în fiecare an și, de exemplu, anul acesta se va închide această perioadă de această campanie de eliberare a recomandărilor până pe data de 21 iunie. Este ultima zi în care se pot elibera aceste recomandări. Foarte important pentru telespectatori, cum am menționat și mai devreme, este că pot fi eliberate și pentru familiile mixte, însă este imperios necesar ca părintele de etnie romă să vină în sediile asociației noastre, atât din sucursala sediului central de la București, cât și din sucursalele din țară, din județele respective. Foarte important de precizat este că aceste recomandări, să vă dau un exemplu, venind vorba de criterii, dacă un elev are media generală 5 și vrea să intre la un liceu cu media de admitere de 9 și 60, trebuie să le spun că noi vom lua în considerare și se va califica pentru admitere elevul care are nota cea mai apropiată de acea notă de admitere. Adică dacă are un 8,50, cu siguranță cel care va avea nota mai mare. Cel care va avea nota mai mare se va califica pe acel loc. Tot important este de specificat pentru telespectatori că aceste locuri special destinate elevilor de etnie romă se fac în plus peste numărul de elevi dintr-o clasă. De exemplu, nu ocupă niciun loc al altui elev. Probabil v-ați mai întâlnit și cu cazuri de genul acesta, când poate un copil care are o medie mai mică vrea să intre la un liceu de top și atunci el nu are cum cu media cea mică. Va face față la acel liceu. Și ăsta este unul dintre criteriile noastre în care vom elibera recomandarea pentru liceele respective. Deci voi practic și conciliați părinții și elevii atunci când vin să-și ia recomandările. Poate sunt lucruri mai puțin cunoscute și atunci va trebui să le explicați. Procedura este că vine în sediile noastre, depune o cerere pentru recomandare, va fi o comisie de consiliere și după care se vor îndrepta, după ce își procură, ca să zic așa, recomandarea, până în data de 15 se vor duce la secretariatele școlilor pentru a depune dosarul pentru a se înscriere. Le recomandăm să completeze cât mai multe rubrici, tocmai pentru a nu rămâne pe din afară. Să pună cât mai multe licee, sau să nu ajungă la un liceu care nu și-au dorit sau care nu a completat în acele rubrici. Tocmai de aceea completarea se va face împreună cu părinții și sub îndrumarea dirigintelui de clasă. Este important să treacă cât mai multe licee, tocmai pentru, tocmai pentru a nu rămâne copilul pe din afară, pentru că există posibilitatea ca să nu mai aibă niciun loc. Și atunci trebuie să ia în considerare mai multe licee și să le completeze în funcție de dorința lor. Această campanie fiind derulată la nivel național, ar trebui cumva să îi anunțăm pe telespectatori sau pe cei care vor să vină să ia aceste recomandări că nu au de plătit nimic, nu sunt gratuite, cu titlu gratuit. Da, recomandările se eliberează cu titlu gratuit, iar perioada de eliberare se va încheia pe 21 iunie. Este de menționat, trebuie să subliniem acest lucru, ca părinții să aibă în vedere termenul de depunere al recomandărilor. Am adus chiar aici o mapă cu care elevii vor pleca de la noi din sediu, care conține o broșură de informare și recomandarea efectivă. Dacă vrei, da. Da, o să o arăt imediat. Asta este broșura de informare. Mapa este cea cu SOS Copiii Romi. Este o broșură care explică exact procedura și cum se intră pe locurile speciale pentru romi și recomandarea efectivă care este completată cu datele fiecărui elev. De menționat este că noi oferim consiliere în linii mari cât putem din experiența personală și profesională pentru copii. Încercăm să-i îndrumăm către licee unde vor face față și unde ei se vor dezvolta și vor învăța, pentru că educația este esențială, mai ales în rândul comunităților de romi. Ești un exemplu în acest sens, având în vedere că și tu ai trecut prin aceste etape, știi ce să le spui părinților, știi ce să le spui copiilor și mai ales că este foarte important pentru parcursul lor educațional să meargă mai departe, bineînțeles, la liceu. Dar tot voi vă ocupați și de recomandările pentru facultate, care se vor da, presupun, la o dată ulterioară? Sigur că da. După examenul de bacalaureat, tot noi vom elibera și aceste recomandări pentru universități, însă de menționat este că este bine ca tinerii care vor această recomandare să se ducă în județul din care aparțin. Nu trebuie să vină neapărat la București sau la un alt județ, pentru că avem sucursale aproape în toată țara. Dacă în prezent se prezintă la voi cineva sau vin să vă solicite o recomandare pentru apartenența etnică, însă părinții sunt plecați din țară, un copil cu bunicul sau cu eu știu ce alt aparținător, îi puteți ajuta să le... Sigur că da, îi putem ajuta. De regulă ar trebui să aibă o împuternicire la notariat, însă dacă vine cu certificatul și cu buletinul copilului și se reiese foarte clar că provin din aceeași familie și au același nume, cu siguranță îi vom acorda atenție și recomandarea, bineînțeles. Cu siguranță... Deci îi puteți ajuta și pe cei care... Cu siguranță îi putem ajuta. De exemplu, am avut un caz zilele trecute, chiar în urmă cu o săptămână, un caz mai deosebit, în care bunica avea doi nepoței și părinții, din păcate, nu mai erau în viață și atunci a trebuit să ne deplasăm noi la ea, pentru că era și, avea și probleme de sănătate și atunci... Am zis că trebuia să o sprijinim, să-i venim în ajutor și ne-am dus personal să-i dăm recomandarea pentru nepoței. O bunică preocupată de educația celor doi nepoți. Cam care e fluxul? Sau credeți că mai trebuie cumva promovată această treabă? Eu mă tot gândesc, cei care cunosc această campanie și ceea ce Partida Romilor a făcut în toți acești ani, știu, dar generațiile au mai evoluat, au mai crescut copii, au venit alte generații din urmă. Este destul de promovată această campanie? Eu v-am văzut și pe TikTok. Sunt instrumente de promovare care ajung în rândul tinerilor și tinerii trebuie să audă mesajul nostru. Organizația de tineret, axa principală a noastră este educația și ne dorim să ajungem la ei și prin aceste platforme, cu siguranță, suntem într-un contact mai direct cu ei. Spuneam că pilonul nostru principal este educația și ne dorim să ajungă în comunitățile de romi. Admir acest lucru pentru că foarte mulți tineri sunt prezenți pe rețelele de socializare și iată că sunt lucruri și informații, mai ales, care le sunt de-a dreptul utile. Având în vedere că tu ai și această, eu știu, funcție de asistent de relații publice, te văd prezentă, și de comunicator în spațiul online. Da, aș vrea să spun că noi suntem în continuă promovare tot timpul pe toate rețelele de socializare și încercăm să transmitem informația direct către tineri, pentru că ei sunt generația mai tehnologizată și stau mai mult pe telefon și ar trebui să se informeze fie la secretariatele școlii, fie prin alte căi, cum ar fi social media. Iată că și voi la un moment dat deveniți actori în aceste filme, da? Și chiar faceți Trebuie să ne luăm rolul în serios, pentru că mesajul nostru al Organizației de Tineret trebuie să ajungă la câți mai mulți tineri. Punem accent pe educație și ne dorim ca educația să ajungă în comunitățile de romi și să-și continue studiile. Și tocmai de aceea... vedeți cât mai mulți tineri mergând în continuare la școală. Într-adevăr, sunt și probleme multe pe parcursul liceului, pe parcursul anilor de studiu, dar măcar să știți că vă faceți datoria și îi sprijiniți cu tot ce este posibil. Într-adevăr, organizația Partida Romilor Pro Europa, iată că are... cred că așa am numărat noi peste 18 ani de când derulează această campanie în sprijinul tinerilor romi. Într-adevăr s-a numit și sub alte forme, deci a avut mai multe denumiri, însă întotdeauna același scop, acela de a ajuta tinerii de etnie romă să-și continue studiile și, așa cum spuneam, campania aceasta derulată la nivelul întregii țări a avut și niște rezultate, aș putea să spun, foarte, foarte bune de-a lungul timpului. Anilor. Da, deci generații întregi de elevi și-au terminat liceul, au terminat facultățile, de la unii mai avem feedback, unii chiar ne mai și vizitează la organizație, nu? Mai trec pe la voi tineri pe la noi, alții rămân la noi în echipă, pentru că înțeleg că trebuie să contribuie și ei la integrarea tinerilor și acest lucru îl poate face numai prin educație. Ceea ce am observat a fost o creștere în ultimii ani, pentru că în urmă cu 2 ani, în 2022, au fost în jur de 2800. Anul trecut în jur de 3000. Deci cam pe acolo. Ceea ce este o campanie de succes, o campanie care și-a atins scopul. Sunt în jur de 54-55 de mii la nivel național în care tinerii au ajuns în sistemul preuniversitar și au terminat studiile. Iată că așa un calcul simplu, de fapt, vine cu o statistică pozitivă, da? Când ne gândim câți elevi au trecut pe la Partida Romilor, au luat recomandarea și au și mers mai departe la liceu sau la universitate. În afară de această campanie, despre care cu siguranță noi vom mai vorbi, știu că mai aveți și alte activități interesante și mie mi-a atras atenția una dintre ele. Știu că voi mergeți foarte des în școli și aveți activități de prevenire și conștientizare a fenomenului de bullying în școli. Ce ne puteți spune exact despre, Maria, încep cu tine, despre aceste acțiuni desfășurate de Organizația de Tineret în acest sens? Desfășurăm sesiuni de informare cu privire la diferite aspecte, cum ar fi discriminare, bullying, combaterea stereotipurilor, dar și istoria și cultura romilor. Sunt școli care ne solicită să fim prezenți, dar sunt și școli unde noi solicităm să fim prezenți când sesizăm o problemă care duce la marginalizarea copiilor de etnie romă. Am fost surprinși să vedem interesul față de istoria romilor, nu numai a copiilor de etnie, cât și a celor neromi. Am fost prezenți în mai multe școli în ciclul primar E prea puțin cunoscută istoria romilor, nu? Da, este prea puțin cunoscută și ne bucurăm că am reușit să le aducem așa, măcar o nuanță din cât am trăit noi. Au fost bine receptate acțiunile voastre de către elevi, de către părinți, de către profesori? Da, noi la sfârșitul fiecărei sesiuni de informare și cerem feedback, mai ales elevilor, cât și profesorilor. Și am primit foarte multe bilețele cu mesaje de bine și ne bucurăm că au înțeles, că au receptat informația asta transmisă de noi, că e important să tratăm pe toată lumea cu respect și cu bunătate. Cu ce se confruntă, Ionuț, tinerii în școli? Asta referitor la aceste acțiuni pe care voi le... Nu știu, ți-a rămas așa ceva în minte din ce au povestit? Vă povestesc, presupun, elevii, nu? Sau se sfiesc așa de voi să vă spună cu ce se confruntă? Sunt deschiși? Sunt foarte deschiși și să cunoască o altă perspectivă. Dintr-un alt punct de vedere. Ei, probabil, unii dintre ei, ca să nu generalizez, vin de acasă cu anumite stereotipuri vis-a-vis de minoritatea romă. Tocmai de aceea noi mergem în școli, tocmai pentru a demonta aceste etichetări și stereotipuri despre minoritatea romă. Maria, tu ai rămas cu ceva, eu știu... Ce te-a șocat, ce te-a mirat la elevi când s-au povestit, eu știu, în cadrul acestor întâlniri? Am rămas mirată că, pe lângă lucrurile rele pe care le-au auzit ei despre etnia romă, au auzit câțiva și câteva lucruri bune. De exemplu, am cerut odată părerea elevilor despre romi și mi-au zis că sunt foarte buni muzicanți. Și am încercat să ducem discuția într-o sferă pozitivă, pentru că asta încercăm să facem. De la stereotip la bullying, la discriminare, este doar un pas. Și încercăm să demontăm, practic, prejudecata asta față de etnia romă și să îmbunătățim imaginea noastră, mai ales în rândul elevilor. Deci iată că știu tinerii și calități și părți bune ale minorității rome pe care noi trebuie să recunoaștem că le tot prezentăm în cadrul emisiunilor noastre și chiar să știi că și nouă ni s-a întâmplat să avem un feedback pozitiv atunci când am difuzat, eu știu, reportaje realizate despre tineri romi, despre diverse meserii pe care le au tinerii de etnie romă, absolvenți de facultate, medici. Noi cred că le promovăm, sunt de la sine, adică e de la sine înțeles faptul că sunt o grămadă de romi cu astfel de meserii, poate că nu de fiecare dată le vedem la televizor, că sunt mai puțin date astfel de exemple, dar cred că tinerii ar trebui cumva să le cunoască, să cunoască tinerii majoritari, mă refer, pentru că, uite, vin de acasă cu un bagaj destul de bogat de stereotipuri, așa cum și Ionuț spunea. Este foarte important ca să cunoaștem omul de lângă noi și noi prin aceste campanii ne dorim să facem cunoscută minoritatea romă. Într-adevăr, sunt mulți etnici romi care excelează în diferite domenii și ne putem întâlni cu ei, fie la spital, fie în domeniul juridic, fie mai știu eu ce în alte domenii importante. Și tocmai de aceea spun că e bine ca în rândul copiilor să nu existe aceste stereotipuri, să crească cu ele. Este bine ca să punem cărămidă și să, de la o generație la alta, și să demontăm aceste prejudecăți. Pentru că ce vină are un copil că se naște într-o familie de romi? Poate că nu atât de multe posibilități ca un alt copil. Și atunci este bine ca noi, tinerii, să venim pe un alt concept. Un concept în care să ne înțelegem, să fim mai uniți și să creăm împreună lucruri pozitive pentru și să încurajăm Ionuț să meargă mai departe, pentru că, uite, acum îmi venea în minte și un alt lucru. De multe ori, poate acestor copii li se spune, nu știu, uite, vreau să merg la un liceu mai bun sau vreau să fac aia sau vreau să mă fac polițist, și vine unul mai mare, nu zic că neapărat părintele sau, eu știu, un alt tânăr, nu? Și stai în banca ta acolo că nu o să reușești tu să te faci polițist, nu? Deci automat i-a tăiat aripile, i-a tăiat perspectiva, poate se simte la demoralizat și atunci rămâne cumva cu ideea că eu nu pot să fac asta. Și iată că de cele mai multe ori și tinerii de etnie romă pot face asta și sunt cazuri dovedite, nu? Este greșit acest lucru, da, ca cineva să se lase influențat că nu reușește sau că nu poate sau că este de etnie romă și că el nu reușește. Sunt foarte multe cazuri, cum a spus și dumneavoastră, în care au reușit și excelează în diferite domenii, începând de la muzică. Avem exemplu pe Conector, care este foarte apreciat și ascultat de către toată lumea. Avem artiști, pictorii, în toate domeniile excelăm și este bine să nu-și piardă visul, să-și continue, să aibă încredere în ei, să meargă mai departe și să-și continue studiile, pentru că fără studii nu te poți, nu-ți poți crea un viitor. Ajungem înapoi, da, Ionuț, la partea cu educația, cât de importantă este. Maria, tu crezi că în școală ar trebui cumva, nu știu, mai multă aplecare, înțelegere sau mai multă informație despre minoritatea romă și despre, poate și despre alte minorități, adică lipsește cumva această informație la ora de dirigenție, să spunem? Sigur că ar trebui să se informeze mai mult, mai ales despre minoritatea romă, pentru că este cea mai des întâlnită în școlile din România. Ar trebui de asemenea să menționăm că mulți dintre tinerii noștri romi de succes au ajuns profesori și s-au întors la catedră, tocmai pentru a încerca să doboare această barieră. Și eu sunt rom, și eu pot, sunt profesor și astăzi eu vă învăț pe toți. Pentru că este important să informăm copiii că nu culoarea pielii, nu etnia și nu niciun criteriu fizic nu poate crea barieră între noi. Deci ar trebui cumva mai multă informație în școli. Da. Pentru a-i încuraja poate și pe copiii de etnie romă, dar și pe majoritari să nu îl judece pe cel de lângă el sau să-l cunoască mai bine. În încheiere, eu aș vrea să le aducem din nou telespectatorilor în atenție un mesaj pe care noi l-am dat încă de la începutul emisiunii, să vă luați recomandarea de apartenență etnică pentru a merge în continuare la liceu și la facultate mai apoi, să veniți în București, cel puțin aici unde îi găsiți pe cei doi tineri și echipa cu care ei lucrează, la Organizația de Tineret a Partidei Romilor Pro Europa din strada Telița, numărul 31. Numărul de telefon l-ați găsit pe ecranul nostru și îl mai vedeți afișat. Veniți să vă luați recomandarea de apartenență la etnia romă, să puteți merge la liceu, aceasta nu costă nimic, are titlu gratuit. Are titlu și gratuit, o echipă de tineri vă întâmpină întotdeauna și vă ajută cu cele mai utile informații. Dacă mai aveți de transmis un mesaj, să știți că aveți cuvântul. Mulțumim! Misiunea mea și a colegilor mei de la Organizația de Tineret este să ducem educația peste tot în comunitățile noastre de romi. Este important să punem accent pe educație, pentru că numai prin finalizarea studiilor putem avea un viitor mai bun și mai sigur. Totodată încurajez tinerii să vină alături de noi, să facem lucruri constructive pentru următoarele generații și să nu își piardă încrederea în ei și să meargă să își continue studiile și să-și obțină visul mult dorit. Maria? Aș vrea să completez prin a spune că ne găsiți pe toate rețelele de socializare, unde vă puteți informa cu privire la toate campaniile desfășurate de noi și îi așteptăm pe cât mai mulți tineri la noi la sediu ca să-și ia recomandare și poate pe viitor să facă parte din echipa noastră de tineret. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi și vă doresc succes. Sper să mai veniți cu informații noi aici la noi la emisiune. Sigur că da, mulțumim pentru invitație și cu mare drag oricând venim alături de dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Rămâneți alături de noi și ne întâlnim săptămâna viitoare la o altă emisiune, duminică de la ora 10, aici la postul B1. Toate cele bune! După o scurtă pauză de publicitate, revenim! În peste 30 de ani de activitate, Asociația Partida Romilor a făcut un obiectiv prioritar din promovarea educației și susținerea copiilor, prin inițiative legislative, campanii de promovare a educației și de informare, precum și acțiuni în comunități pentru sprijinirea familiilor cu rechizite și cărți. Prin măsuri legislative și parteneriate cu instituțiile statului, Asociația Partida Romilor a susținut implementarea măsurilor afirmative pentru romi, cea mai importantă vizând accesul copiilor și tinerilor romi la educație, prin acordarea locurilor speciale în învățământul liceal și universitar. De peste 15 ani, Partida Romilor derulează la nivel național campanii educaționale, precum Noi îți dăm recomandarea, Școala te face om mare, SOS Copiii Romi, iar până în prezent peste 150.000 de elevi romi absolvenți de gimnaziu au beneficiat de recomandări pentru accesarea locurilor speciale în licee și școli profesionale de stat. În fiecare an, în cadrul campaniilor educaționale derulate la nivel național de către Partida Romilor, peste 4.000 de elevi romi primesc gratuit recomandări de apartenență la etnia romă, consiliere și orientare profesională. În plus, aproximativ 10.000 de tineri romi au beneficiat de cursuri în învățământul superior pe locurile speciale pentru romi acordate în instituțiile universitare de stat din întreaga țară. Unii dintre absolvenți și-au continuat parcursul educațional și au obținut titluri de masterat și doctorat tot prin accesarea locurilor special dedicate candidaților de etnie romă. De asemenea, prin programele derulate în domeniul educației, la care Partida Romilor a fost partener, până în prezent, aproximativ 9.000 de elevi au primit burse, peste 5.000 de elevi au beneficiat de programul Școală după școală și peste 10.000 de candidați au fost înscriși în programul A doua șansă. Este important de amintit și de susținerea acordată de Partida Romilor elevilor romi din comunitățile defavorizate, la fiecare început de an școlar, mii de elevi primind în urma acțiunilor organizației ghiozdan, cărți și rechizite. Reprezentând etnia romă în Parlamentul României, deputații Partidei Romilor au militat în fiecare legislatură pentru accesul copiilor și tinerilor la educație și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru familiile din comunitățile defavorizate. Asociația Partida Romilor a lansat campanii de promovare a educației în rândul elevilor romi, a crescut șansele a sute de mii de copii romi prin acordarea recomandării necesare accesării locurilor speciale în școli și licee și a inițiat parteneriate cu Ministerul Educației și inspectoratele școlare. Totodată, Partida Romilor a încurajat constant și a premiat elevii romi cu rezultate școlare excepționale. La inițiativa deputatului Partidei Romilor, Daniel Vasile, a fost adoptată legea numărul 49 din 2020 pentru modificarea și completarea legii 248 din 2015, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, măsură ce îmbunătățește cadrul de susținere a copiilor din mediile vulnerabile. Alături de măsurile destinate unei dezvoltări echitabile a comunității rome, reprezentantul minorității în actual actuala legislatură, deputatul Cătălin Manea susține accesul la toate nivelurile de învățământ pentru copiii și tinerii romi. În acest sens, amendamentele și prevederile sale au fost incluse în proiectele de lege a educației. Între acestea se numără articolele care vizează noile condiții de încadrare a mediatorilor școlari și a inspectorilor școlari pentru problemele copiilor și tinerilor proveniți din comunitățile vulnerabile de romi, articole privind sancționarea discriminării și interzicerii segregării școlare, amendamentele privind completarea definiției elevilor aflați în risc de excluziune socială, includerea în cadrul consiliilor de coordonare a zonelor de investiții prioritare în educație și, nu în ultimul rând, introducerea disciplinei istoria, robia și deportarea romilor în oferta națională de discipline opționale ale învățământului gimnazial și liceal. Conform legii educației în România, învățământul este un drept fundamental și reprezintă o prioritate națională, fiind asigurat de stat în mod gratuit și obligatoriu. Cu toate acestea, mai multe exemple contrazic aceste prevederi. Astfel, conform unui studiu publicat în toamna anului 2018 de către organizația Salvați Copiii, costurile suportate de părinți pentru întreținerea în școala unui elev sunt în medie de 3.039 de lei pe an. Din păcate, în urma evenimentelor din ultimii 2 ani, economiștii apreciază că aceste costuri s-au dublat. Condițiile de trai ale romilor din România, corelate în multe cazuri cu un dezinteres major al autorităților locale, sunt factori care adâncesc fractura în relația comunităților rome cu sistemul de educație, aceste aspecte fiind semnalate și criticate la cel mai înalt nivel de către Partida Romilor Pro Europa. Partida Romilor a dezbătut constant și a adus pe masa autorităților problemele din educație cu care se confruntă elevii romi. În cadrul a numeroase simpozioane și acțiuni de profil, au fost prezentate nu odată motivele și factorii care influențează creșterea abandonului școlar în rândul romilor. Între acestea, condițiile de trai, anturajul, tradițiile, discriminarea, dar mai ales sărăcia, fiind aspectele cele mai frecvente în decizia de abandon. Vorbim despre nivelul de educație al părinților. Poate părintele să facă față provocărilor cu care se confruntă copilul lui odată ajuns în sistemul educațional? Poate să-i asigure stilitul necesar? Poate să-i pună la îndemână acel minim în așa fel încât, minim necesar în așa fel încât copilul odată ajuns în școală să aibă demnitatea la el? Să nu se uite la ceilalți copii, să se compare și să vină acasă cu gândul că a doua zi nu mă mai duc pentru că nu sunt la nivelul celorlalți din punct de vedere material vorbind. În emisiunile noastre am relatat în nenumărate rânduri cazurile dramatice ale familiilor extrem de sărace din comunitățile de romi, efectele sărăciei afectând direct și parcursul educațional al copiilor, multe dintre aceste familii fiind ajutate de organizațiile locale ale Partidei Romilor.